suntem la cea de-a 8-a rundă a dezbaterilor electorale în preajma alegerilor locale din 5 iunie. Invitații ediției curente sunt candidații la funcția de consilier regional din partea Partidului Comuniștilor, domnul Harlampie Kirilov, și candidatul la funcția de consilier regional din partea Partidului Liberal, Anatol Arhirie. Domnul, eu vă zic bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara. Bună seara. Pentru început aș vrea să vă anunț și regulamentul cu care pornim în această dezbatere. În total, fiecare dintre dumneavoastră veți avea a câte 15 minute fiecare. Vor fi 3 runde. În prima rundă, moderatorul vă va adresa întrebări. În runda 2 veți avea dreptul la întrebări și replici reciproce. Și în runda 3 va fi pentru mesajul de final către alegător. Așadar, dacă regulamentul a fost înțeles, aș vrea să proced la întrebările propriu-zise. De fapt, am o întrebare pentru ambii dintre dumneavoastră. Sunteți reprezentanți a două partide de extreme, de dreapta, de stânga. Cunoaștem situația la Chișinău. Niciun fel de alianță, niciun fel de înțelegere între aceste partide. Care a fost situația la Ungheni până acum și care va fi în cazul că accedeți în Consiliul Raional? Poftim, domnule Kirilov. Deci, în politică, aș vrea să spun că categorici nu trebuie să fim niciodată. Situații apar diferite. Să zicem, o extremă sau alta. Toată vremea, eu cred că trebuie să fie la major gândite lucrurile în sensul de interes, așa cum unii se exprimă, da? Interes național, care el se promovează, adică se spune, se expune, dar nu se promovează. Hai să fim mai așa corecți în ceea ce se întâmplă. Deci nu suntem categorici că e extremă sau alta. Dacă să zicem de situația la nivel de Republică, știți că au fost niște încercări totuși ca să fie rezolvată problema cu președintele țării. Deci noi avem situația care avem. 2 ani nu avem, să zicem, conducerea completă, așa să spunem, cum ar trebui să fie. Și asta se simte, cred eu. Nu știu, eu așa ne-am făcut o părere că și s-au pronunțat că pentru Marian Lupu, dar așa niște, cum să zic, se dă de subînțeles că și domnul Filat cam pretinde la asta. Aici apar acolo niște dezacorduri, niște... Și clar că aici asta tot se resimte, se simte și se vede, dacă putem citi, cum să zice, așa mai oleacă, pentru rânduri. Noi am încercat că ne se mai pune, deci, hai să zic, să-i expun așa, că cu partidul de stângă, concret cu Partidul Comunistul, nu se poate făcut alianță. Ceea ce noi nu suntem de acord, că vă zic, noi am căutat niște soluții, dar sunt probleme pe partea dreaptă, că nu n-au mers, deci, la întâmpinare. Știți că am zis că să fie propus un președinte, să zicem, nu dintr-un partid concret, dar o persoană care este, să zicem, selectată bine și care pretinde a fi o personalitate și care poate și este, și să fie înaintată și să fie aleasă. Asta a fost a noastră, cum să zice, propunere. Până când ea nu este acceptată. De perspectivă vom vedea, poate după legi locale ceva, s-a revenit la această, cum să zic, propunere. Dar până când nu avem. Și atunci e clar lucru că dacă nu se întâmplă nu se realizează această propunere, revenim din nou la alegerile parlamentare, undeva în toamnă. Ce iar este grav pentru toți alegătorii și pentru Republica în întregime, fiindcă oamenii, cum să zic, cam sau i-am buimăcit cu aceste alegeri, i-am dezorientat, i-am dezamăgit și tot ce vrei. Și tot ce vrei și totul este în nu-n folosul, cum să zice, alegătorului. Domnule Arhirie, vis-a-vis de aceeași întrebare, cum ați conlucrat până acum cu Partidul Comuniștilor aici în teritoriu și dacă după alegeri veniți în Consiliul Regional, veți face careva acorduri comune pentru soluționarea unor probleme? Da, mulțumesc. Dacă să mă refer la ceea ce s-a produs în 2007, cunoașteți că aici s-a creat o alianță, dar aș vrea să vă spun, pentru că ați menționat corect, Partidul Liberal este o formațiune cu identitate politică absolut de dreapta și Partidul Comunist este de stânga. Ei, sunt două poluri diferite. Pare ar fi plus și minus, care cunoașteți dumneavoastră de legea fizicii, ar fi ceva, pare, nefiresc, să spunem așa. Dar
Dacă ne referim la ceea ce s-a produs din 2007 până în 2011, eu cunosc consilier din partea Partidului Comunist, cum a fost domnul Victor Vorobiov, care la acele proiecte de decizii sau acele hotărâri care au fost promovate prin cadrul Consiliului și care au fost raționale și unde au vizat interesele comunității, interesele unei unități teritoriale administrative, și nu numai domnul Victor Vorobiov, dar chiar dumnealui, a votat ca un liberal. Înțelegeți? Și de aia, dacă să mă gândesc după toată conflagrația sau încăierarea asta, dacă să nu exagerez, rog să mă fie scuzată expresia, după 5 iunie, nu este exclus. Nu este exclus pentru că noi moldoveni suntem campioni de a trișa, de a mai trăda, de a mai schimba adresa și pot fi transfugi, fie că de la o formație, fie că de la alta. De la pele lucrul ăsta nu se va produce, pentru că cunoașteți dumneavoastră și la nivel republican, aici la noi chiar e liniște și nu avem asemenea deveri sau asemenea practici. Că vom face o alianță comuniști, este puțin probabil. Dar orice inițiativă, orice proiect decizii, prin tot ceea ce vom promova, dacă dânșii vor susține, sigur că nu rămâne decât să îmbrățișăm, să fim de acord și în felul ăsta. Și chiar dacă vor veni și din partea fracțiunii sau a Partidului Comunist. Pare ar fi, vedeți cum se întâmplă noi în Republica Moldova, atâta de necăjită lumea, noi de fapt în 2 ani de zile suntem la 5-lea scrutin. În Europa probabil suntem campioni la capitolul ăsta, și atâta cetățeanul e de hăituit și hărțuit în acest sens, pentru că eu observ reacțiile, percepția oameni, mă duc prin semn, mă duc la diverse adunări. Nu este zi să n-am câte 3-4 întâlniri. Și observ și chiar mi se spune cu text deschis. Și dacă mai dezamăgim și acum, că pentru că dacă tendința este că vor vota pentru forțele de dreapta, pentru forțele democrate, și acum urmează cei care reprezentăm asemenea formațiuni și dacă dezamăgim, chiar atunci părem ridicoli și neserioși în fața publicului și în fața oamenilor. Da, domnule Chirilov, aici la Ungheni sunteți acuzat, de fapt partidul este acuzat, că duce o campanie destul de pasivă în comparație cu celelalte formațiuni. Este cumva o tactică sau sunt alte dedesubturi? Nu, să spunem că pasivă, deci eu revin acum și la moment, dar vreau să adaug la ce și ce a spus și domnul Anatol. Într-adevăr, noi în multe cazuri, atât Consiliul Raional, cât și, mă refer la consiliile precedente, da? Cât și orășenesc, noi, consilierii la Partidul Comunist, în multe cazuri am susținut, deci niciodată n-am fost prea categorici. Acele proiecte de care ne-au fost prezentate pe diferite chestiuni, majoritatea cazurilor le-am susținut. Am avut și noi obiecții, am avut propuneri, am avut undeva mai puțin constructivi, undeva constructivi, s-au luat, chiar zic de Orășănesc, eu fiind consilier la Consiliul Orășănesc. Deci, parcă ne-am descurcat, dacă ar zice, s-ar spune, dacă este vorba, așa să spunem, de o conlucrare. Dar, cu păreri de rău, n-am observat asta la partidele de dreapta. Ei, la dânsii toată vremea, nu știu de ce, se primea chiar întrebări, propuneri bune, dacă nu le acceptau acolo undeva câțiva, ceilalți, gata, se stopau, se blocau și nimeni nu vota. Cât asta a fost. Mai departe, cred că se poate corecta, cum a spus și domnul Antoiu, la dumneavoastră vedeți că puțin alte situații au fost. Dar la noi a mers așa. Asta să ne fie de învățătură pe viitor, cred că oricum se cere, cum am zis, sunt întrebări care, dacă nu se primește decizie de către toți cei care trebuie să primească, indiferent de apartenență de partid, până la urmă nu se ia o decizie care apare în defavoarea alegătorului. Și la urma urmei, noi trebuie să avem grijă de ei. Așa în orice caz promitem și venim cu intențiile astea, ca să zic, frumoase și trebuie să le confirmăm, adică prin fapte. Și vis-a-vis de campania pe care o promovați, care se spune că este una pasivă. Știți cum? Muncim și noi cum putem. Noi avem poate mai puțin resurse financiare, poate mai puțin orez, mai puțin sare, mai puțin, eu știu ce acolo mai apare, o leacă de făină.
Păi, sunt multe chestii aici. Trebuie să este cu dânsul de alergat, de împărțit. Eu îmi dau seama că e multă activitate să cere. Dar noi nu mergem cu acestea. Noi mergem, ne întâlnim, facem întâlniri, facem diferite metode, le folosim toate. Ca și oponenții noștri. Noi lucrăm așa moderat, normal, așa cum trebuie să fie. După părerea noastră, dar, mă rog. Domnule Arhirie, aș vrea să vin cu câteva cifre. La alegeri sau după alegerile din 29 iulie 2009, în raion, Peleu a înregistrat 6.224 de voturi. Pe când la alegerile din 28 noiembrie 2010 au fost înregistrate 3.584 de voturi în raion. Un declin aproape de două ori. Cum veți face ca cifra să se mărească după acest scrutin sau la acest scrutin? Mai întâi de toate trebuie să vă amintesc, stimați alegători, să nu uităm că președintele interimar aparține Partidul Liberal. Și la ceea ce s-a moștenit de la Partidul Comunist, a fost foarte greu o perioadă, foarte grea, la ceea ce am preluat și la ceea ce trebuia să promovăm de fapt. O gaură în buget de 8 miliarde, legat de politica externă, un blocaj total, și toată asta a căzut pe seama Alianței pentru Integrarea Europeană. Dar în special reprezenta statul, pentru că președinte, fie el și interimar, dar lumea, ca de regulă, președinte Ghimbu. Înțelegeți? Asta, deci, a fost o cauză. A doua, a răspuns și președintele Ghimbu. Am greșit pentru faptul că în lista de candidați la funcție de deputat s-a greșit cu vreo două, trei persoane acolo. Și nu este un secret. Eu chiar vă spun foarte serios, lucrul ăsta s-a discutat și în cadrul formațiunii și chiar am spus-o cu text deschis. Cei care l-au consiliat și l-au convins președintele Ghimbu că Dorin Chertoacă nu trebuie să fie în listă, s-a făcut o greșeală pentru că Dorin Chertoacă este omul, este persoana, este locomotiva, este acea forță motrice care trage partidul. În toată lumea este așa. De lider contează, de lider depinde soarta unui partid. Altă cauză. Am fost în forțe inegale în raport cu alți concurenți electorali. A menționat domnul Kirilov. Noi nu am umblat Partidul Liberal cu pungi de zahăr, hrișcă, orez. Noi nu am umblat și am obosit artiștii emeriți sau neemeriți sau consacrați sau luați de ăștia care în 24 de ore au fost făcut artiști emeriți și efectiv au violat satele noastre, ieșiți cu băta, îi scotea la spectacole. Noi nu am făcut liste de oameni pensionari, oameni invalizi, oameni fără serviciu, să le dai 200 de lei, să-i dai punga și apoi să vii în campanie electorală și să strigi la biroul secției de votare. Unde-i copacul? Înțelegeți? Noi, în partid, dacă vorbim despre axa morală, în raport cu alți concurenți electorali, în Partidul Liberal niciodată nu o să găsiți oameni cu trecutul glorios. Și când fac o asemenea afirmație, vin și cu exemple. Nu avem complexe de un candidat sau altul care să fie acționar într-o bancă, care să distrus vreo bancă, hai să-i spun așa, care a deținut funcții înalte în stat și a beneficiat sau care a preluat niște întreprinderi prin manipulări, prin diferite formule, prin diverse chestii, rider sau altceva. Înțelegi? Fiecare a venit pe propria transpirație, pe propriile picioare, pe propria contribuție și vă spun, într-un stat sărac cum este Republica Moldova, populația, alegătorii, foarte ușor pot să-i manipulez, în special cei bogați cu bani. Ori un om manipulat, efectiv devine ostatic. Dacă ești ostatic, ești îngrădit. Și nu mai ai dreptul nici la libertate să te expui și așa mai departe. Și caz victimă, celui care te manipulează. Și de atâta și scorul l-am obținut. Vreau să vă întreb, de fapt, acum pe ambii, vis-a-vis de candidații la funcția de primar aici, la orașul Ungheni, din partea Partidului Liberal și Partidului Comuniștilor, ce ține de panourile electorale, vedem ce a făcut PD-ul și PLDM-ul și au poziționat candidați alături de liderii de partid. De ce nici PCRM-ul, nici PL-ul nu a făcut aceeași mișcare?
Eu, dacă îmi permiteți, cam aceeași situație ce a spus și domnul Anatol. Eu chiar aș chema oamenii, cei care ne ascultă alegătorii, lasă ei pachetele acestea, lasă ei ce pomenile astea, ca să zic, că stă de pe spatele lor, de fapt. Dar să voteze corect, să se orienteze pentru cine votează. Asta e foarte important, fiindcă, într-adevăr, în sărăcia care o avem, e clar că oamenii se pot fi manipulați, poate mă repet, dar lasă ei, dar să voteze corect, asta aș zice. Și mai pun aici un accent, ceea ce a spus dumneavoastră, că dar dacă eu așa mai îndereidere lucrul ăsta, apoi cam așa reiese. De făcut, aceste partide, dacă ar putea în fiecare săptămână să facă niște alegeri, eu cred că ar și oameni hrăniți. Acei care împart pomenile astea, să zicem așa. Și trebuie, asta, da, poate asta e o soluție, nu știu. Cred că nu e asta, într-adevăr. Că am spus mai sus, că oamenii s-au obosit de acum de... Ce ține de aceste panouri, de aceste afișe, de ce? Deci este, s-a spus că sunt bani masive cum aruncați, nu știm. Și inclusiv pentru acele concerte, pentru aceste panouri, ele costă bani. Și nu puțin. Eu altfel aș privi lucrurile. Dacă sunt așa bani mulți, poate tineretul trebuie să se veselească, trebuie să fie și concert. Dar nu cu așa, cum să zic, cu așa ocazie, poate, de găsit. Eu socot că foarte multe manuale s-ar putea de luat ca să termină astăzi ultimul sunet, da? Dar vine primul sunet peste 3 luni, așa? Câte manuale s-ar putea de procurat și de cadonat la copiii care învață bine, să zicem. Dar situația financiară e mai grea. Să nu le procure. Să fie cadonate lor. Câte manuale, câte alte lucruri s-ar putea pentru acei copii, făcut chiar și la o grădiniță și la altele și așa mai departe. Cui trebuie să toate lucrurile astea? Ce dă? Eu nu văd sensul. Iar asta se face numai pentru a buimăce lumea. Fiindcă dacă vrei să o faci, o faci. Așa cum sunt posibilității, ai lămurit la oameni ce ai de lămurit, te-ai dus, ai făcut companie electorală acolo. E informat pe oameni și tot. Asta e pur și simplu surplusul celor de bani la al unora, care de lor este indiferent cum îl arunc și cum îl folosesc și cum îl cheltuie. Dar toate aceste surplusuri, oricum, sunt pe spatele la cei care, aceiași alegători. Că nu se ia din vânt miliardele astea. Ei, da, sunt toți miliardari acolo. A spus cine? Cei care îmblă cu... Domnul Arhiri, de ce în cazul candidatului la funcție de primar, domnul Natalia Rotaru, nu apare lângă Mihai Chimpu? Pentru că, se știe, politica cere și investiții. Este adevărat. Poate este exagerat spus că la Partidul Liberal se fac investiții în politică. Pentru că asta e puterea financiară a lui Chimpu la nivel național și asta e puterea financiară a lui Arhiri la nivel local. Eu doar atât am vrut să vă spun. Ungheni a fost declarat capitala tineretului. Eu personal, stimați alegători, mi-am adus contribuția ca Ungheni, pentru că au fost 4 localități candidau și trebuia selectate. Și nu o să vă spun care au fost discuțiile, cum mi-am adus contribuția, dar a devenit. Orașul a devenit capitala tineretului în Republica Moldova. A fost împânzit cu placate, într-adevăr. Se va promova, se vor face lucruri bune pentru tineret și în felul ăsta. Uitați-vă ce s-a făcut. Abuz. Prozeletism la capitolul ăsta. Au fost lăsate în oraș numai 2 și care sunt efectiv puse între niște copaci care nu se mai văd. Restul tot cu candidații schimbate bannerile. E dacă să vorbim despre bannerile noastre, care le vedeți și ele le numeri pe degete, câteva. Asta a fost contribuția candidaților la funcția de consilieri și la primar. Atâta doamne Natalia Rotaru, cât și a mea personală și a celorlalți colegi. Mai mult n-am putut. Nu-i de unde. Asta este. Dar asta mi este trist. Că și de 2 benere, alt concurent electoral, și-l numesc, este Partidul Liberal Democrat, care au făcut și contestații, precum n-a fost amplasat pe un loc cum se cade, la Comisia Electorală de Circumscripție. Nu știu dacă au făcut bine. Ei, în genere, vreau să vă spun, conform regulamentului despre afișaj, un concurent electoral nu trebuie să depășească 10% din afișaj. Haideți să mergem pe oarecare stradă. Efectiv, te împiedici, dai, te sperie de atâtea chipuri cu Ambros, cu Filat și cu toți ăștia. Dar eu n-am contestat. Mă comport ca atare, ca un concurent electoral. Da, și ca să rămânem la dumneavoastră, de fapt, ați spus de tineri mai sus,
Este lucru știut că, precum și întreaga țară, și la Ungheni, foarte mulți susținători ai PL-ului sunt tinerii până la 18 ani, care nu au drept de vot. Nu încercați să redirecționați atunci atenția către alte vârste? Da. Eu vreau să vă spun și o spun sincer, cu text deschis, fără nici un pic de complex. Nu are niciun partid în Ungheni așa organizat tineret cum are Partidul Liberal. Și mă mândresc. Am lucrat foarte mult. Președintele Ghimpu întotdeauna la ședințele Consiliului încearcă să faceți politică, să atrageți, să promovați, să susțineți tinerii. Și doi, să nu vă băgați în afaceri, să nu deveniți corupți. Astea sunt două criterii care la Ghimpu contează și aici în teritoriu tot așa procedăm. Și mă mândresc cu chestia asta. Dacă să raportăm listele, avem cea mai tânără echipă la oraș. Nu există nici la un concurent electoral, dar și la candidați la funcție de consilier județean sau raional pentru unii. Și prin faptul că dumneavoastră spuneți că avem tineri până la 18 ani, dar aveam și după 18. Eu pot să vă vin cu exemple. La servicii de concentrate a fost plasat șeful direcției statistice Dionisie Mutu, care are 27 de ani. Șeful autogării, care a fost investit în funcție, Dubangiu Alexei, care are 30 de ani. Reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul, cum spunem noi, este Natalia Rotaru, de 33 de ani. Vice-director la Direcția Situației Excepționale este Vitalie Mamaischi, capitanul Vitalie Mamaischi, care are 30 de ani. Da? Și multe, multe, pur și simplu acum, foarte mulți tineri care au fost promovați în acest sens. De aici vom ține așa și chiar nu ne este străin domeniul și segmentul ăsta care sunt tineri. Domnule Kirilov, pe panourile de fapt aici care sunt poziționate de către PCRM la Ungheni, a fost sesizat un lucru, că nu apare brandul de fapt partidului, Secera și Ciocanu. Este o încercare de a scăpa? Niciodată. Secera și Ciocanu, după cum știți dumneavoastră, este un brand și este solicitat în toate țările, atât a Europei și a lumii. Secera și Ciocanu sunt la multe partide, deci nu este cazul să ne distanțăm sau să ne refuzăm. Dar dumneavoastră ați observat poate și alt lucru, că nu prea se vede și, să zicem, Vladimir Nicolae Voronin să fie tot cum stau alături, iată, ăștia îmbrățișați, da? Pe panourile astea, pe bannerile astea. Noi nu este, noi mergem modest. O punem Secera și Ciocanu în măsură că găsim de cuvință. Noi o facem totul așa, cu bună conștiință, că oamenii știu ce este Partidul Comuniștilor. Unii știu de bine, alții au rezerve la acest capitol. Mă rog, pe toți nu pot să-i împaci. Asta e o situație. Și oamenii mai rămâne să mai facă și o comparație în aceea ce de alege. E lucru cunoscut. Mă rog, s-ar putea mai mult. Eu, de fapt, eu și din natura mea sunt așa cam mai simplu, cam mai modest și mă strădui tot așa să promovez și lucrurile toate. Dar mai aproape de adevăr. Iată, pentru mine asta foarte mult înseamnă. Stimați invitați, aici punem punct primei runde și este normal, trecem la cea de-a doua rundă, runda întrebărilor și replicilor. De aceea aș vrea să începeți dumneavoastră, domnule Arhirie, cu o întrebare către domnul Kirilov. Da. Domnul Kirilov, așa o întrebare. Unul din liderii Partidului Comunist, vestitul sau mai puțin vestitul, Mart Caciuc, a afirmat acum două săptămâni că ideea de integrare europeană în Republica Moldova este compromisă. Spuneți-mi, vă rog, eu cunosc multe persoane, reprezentanți și membri a Partidului Comunist, care fac rând și transpiră pe la ghișeele și sub ușile Ambasadei României și pe la București, care cu orice preț să-și dobândească pașaport românesc, că a avea pașaport românesc înseamnă că a fi cetățean nu numai ai României, dar și a Uniunii Europene. Cum comentați o asemenea afirmație? Dacă este în contextul și gândirii dumneavoastră personale și a camarazilor din filială. Deci, ce ține de integrarea europeană, vreau să accentuez anume faptul că în programa Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, vorbesc, da, sunt stipulate mai multe momente ce ține de activitatea partidului și la ce noi pretindem. Ca să spun mai simplu. Eu nu vorbesc de programe preelectorale a partidului. Știți dumneavoastră, dar oamenii puțin ce cunosc despre asta. Practic, ăsta este primul partid care în programul său a introdus, deci, ca scop,
integrarea în Uniunea Europeană. Celelalte partide de democrate care au mai fost de vremuri ce și cum, cu părere de rău nu au făcut lucrul ăsta. Iată ce ține de integrare europeană. Problema e puțin alta. Că noi nu putem să manipulăm cu tineretul și să le spunem că peste noapte ei vor fi în Uniunea Europeană. Fiindcă asta nu este o realitate. Și asta va fi o minciună, o eroare, pentru care, cu vremea, asta trebuia să dăm răspuns. Deci, noi suntem pentru integrarea Uniunii Europeană, dar se cere timp pentru asta. Noi suntem conștienți că asta nu se face peste noapte. Și chiar chem toți cei care cred în așa ceva că o să fie dezamăgiți și o să se convingă. Sunt perioade de timp care noi trebuie să ne conformăm la standardele europene, se cere timp. O perioadă a fost trecut, apoi este treapta de bună vecinătate cu Europa, da? Este perioada de pregătire a unei țări pentru a se integra în Europeană. Sunt multe acolo cerințe, ele trebuie, cum să zice, aduse la just așa valoare, la cele normative, la cele standarde și pentru asta se cere timp. Iată, este momentul ăsta, ca să înțeleagă. Ceea ce ține de... Da, este momentul ăsta ce ține de a capăta cetățenia, da, României. Într-adevăr, în mare măsură se face anume pentru faptul, nu atât e dorința pentru acea cetățenie, cât e dorința ca, într-adevăr, prin România, prin cetățenia statului român, să aceste persoane să aibă acces la ușor de a se deplasa, ca să zicem, în spațiul Uniunii Europene. Iată aici este momentul, nu pot să dau alte comentarii, dar cam așa e. Cam așa eu văd. Știm atunci dumneavoastră să veniți cu o întrebare către domnul Arhire. Știți, eu în mod special nu aș da întrebări și nici nu m-am pregătit de a da niște întrebări. Cum să zic, cu toate că întrebarea, cum să zic, dar dumneavoastră a fost destul de concretă și ca o replică, dacă s-ar putea așa, eu puțin n-aș fi de acord cu aceea. Că mult, deci, după 2 ani, să zicem, nu, aici au fost 4 ani, să zicem, au fost partidele dreapta la consiliile locale, da? Și raional. Puțin ce s-a realizat, hai să spunem, din programele celea, ce ține de gazoducte, ce ține de apeducte, ce ține de alte lucruri de felul ăsta, de infrastructură. Ba, din potrivă, situația acum devine și mai gravă. Eu puțin pot să mă opresc. De aceea, care aș zice că nu sunt de acord, anume din acest considerent, că noi am lăsat o sărăcie lucie și e foarte greu să revenim la ceva normal. Nu este chiar așa, dar chiar absolut nu e așa, fiindcă noi știm cine au lăsat Partidul Democrat în 2001. Când totul a fost distrus și furat și s-au lăsat 800 de milioane o gaură, deci pe creditele luate de peste hotare, da? Care le-au întors pe urmă comuniștii din buget. Câte 20-25% din buget ce s-a acumulat au mers la întoarcerea acelor credite, care ele practic n-au lucrat în economie. Ele au fost furate de firme fantome a celor reprezentanți a partidilor care am zis. Și peste hotare, banii nici n-au lucrat acești bani în economia țării, au fost peste hotare duși. Iată atunci și noi știm toate celelalte, nu le comentez, cei cu salariile, pensii, lumină, toate lucrurile cele grele prin care toți au trecut. Puțin s-a stabilizat situația, hai să zicem că și comuniștii n-au mai făcut poate față la toate cerințele, dar un 60, după cum zic, un 70% din acele programe au fost realizate. Iată aici este chestia. Ce revine la anul 2000, să zicem, 2008? Era parcă situația, era o stabilitate. Ar fi fost normal de păstrat măcar aceea ce a fost până la 2008, ori în 2008, hai să zicem așa. Nu s-a izbutit asta, dar asta cred că e cel mai grav și ține de partidele democratice. N-au putut să mențină, deci, măcar acea situație. Iată, dar aceea a fost, da, acolo un deficit bugetar de, noi zicem, comuniștii zic de 4 miliarde și jumate, nu, să zicem cei de dreapta zic de 8 miliarde, un deficit bugetar pentru Republica Moldova, care el practic, de fapt, prin grant a fost acoperit, acest deficit, tot de Uniunea Europeană. Și s-a mers de la foaie curată să luat toate lucrurile. Nu, și am ajuns unde am ajuns. Mai aveți un minut, aș recomandați să nu păstrați pentru mesajul final. Da. Dacă dumneavoastră spuneți că alianța în acest sens
a preluat lucruri și a moștenit lucruri bune de la Partidul Comunist, eu vă spun că legat de integrare europeană, anume în cadrul alianței, la 12 ianuarie 2010, președintele Ghimpu cu prim-ministru Vlad Filat, cu Marian Lupu și Serafim Urecheanu, dacă vă amintiți, în acea zi, unde s-a semnat acest acord de preaderare și drept semnal după aceasta, Republica Moldova pentru prima dată a fost vizitată de cel mai înalt demnitar al Uniunii Europene, din tăi a fost președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, domnul Ceaușoglu, un turc de origine, și a vorbit și în Parlament, unii a chemat exponenții Partidului Comunist să vină la muncă în Parlament și n-au mai venit. După aia a fost secretarul general al Uniunii Europene, domnul Jagland, un norvegian de origine, ca la începutul lunii octombrie ne-a vizitat Republica și domnul Buzek, președintele Consiliului Europei. Iată, prin asta s-a văzut că lucrul ăsta, tendința și vrerea, dorința alianței că Republica Moldova trebuie să regăsească în această familie a Uniunii Europene, s-a văzut și oamenii au simțit lucrul ăsta. Acum, încă o chestie. Dacă să revenim de ordin local. Sigur că nici noi, eu trebuie să recunosc că am fost și vicepreședinte. Multe lucruri n-am reușit, dar au fost duse și lucruri până la capăt. Pentru că peste noi au dat optimizările, că au venit încă până în 2009 de la guvernul grecian și mai apoi au venit și la, de la guvernul Filat, fiindcă nu erau bani în buget. Noi trebuie să recunoaștem. Și când în asemenea cazuri și când te constrânge și Fondul Monetar Internațional, trebuie să mergi la reforme, de acum mergi și vezi, ca și în familie. Când tata vrea să facă gardul, mama să mărite fata, băiatul să distreze la Casa Blanca. Și mai aveți și noastră un minut. Vă recomand ideile să le lăsați pentru minutul de final, pentru da. Că să reușiți să adăugați și un mesaj. Bine, pe legătură. Mă conformez. Așadar, aici cred că punem punct rundei 2. Procedem la runda 3, unde să puteți încă să adăugați câteva idei, dar să vă amintesc că aveți câte un minut. Și pentru a convinge alegătorul ca să voteze la 5 iunie cu partidul pe care îl reprezentați. Poftim, domnule Kirilov, minutul de final. Deci, cu părere rău pentru toți alegătorii, cred că și pentru partidele care sunt. Deci, după cum se vede situația, s-au făcut mari promisiuni, deci oamenii, cum să spun, au crezut mult în ele, dar pe parcursul a 2 ani de zile, puțin ce s-a realizat. Ba din potrivă, situația s-a agravat. Știm ce se întâmplă cu prețurile, cu serviciile, cu facturile pe căldură, cu toate celelalte. Și chiar acele optimizări care ele, dacă le traduce așa mai simplu, asta înseamnă lichidare. Lichidare de școli, lichidare de grădiniți, lichidare de multe lucruri care trebuie cu oamenilor. Deci, o constrângere, așa, o economie, dar pe spatele oamenilor. Asta nu este admisibil. Asta este cea mai mare problemă. Trebuie căutat alte soluții. Și am ajuns într-o situație foarte, foarte și foarte grea. Și eu cred că oamenii trebuie să gândească foarte bine ce aleg mai departe, pe cine vor susține la alegeri, cine ar putea să stabilizeze situația, să fie pus un stop și cât de cât de mers de acum, cum să zice, de la acest stop, de la luat un start înainte. S-a epuizat. Da. În păcate, poftim, domnule Arhirie, minutul de final. Stimați cetățeni, stimați alegători, medici, profesori, meseriași, țărani, intelectuali, mă adresez către dumneavoastră, mai întâi de toate, la 5 iunie, să dați dovadă de unitate, dați mână cu mână, mobilizați-vă, ieșiți la vot, decomplexați-vă de acest complex interior că de sărăcia care este la noi în Republică, dumneavoastră protestați și stați acasă și nu votați. 2. Vă îndemn să susțineți candidații și candidații la funcția de primar a Partidului Liberal. Suntem o formațiune care pledăm pentru unele libertăți fundamentale, cum ar fi libera circulație a cetățeanului, libera circulație a capitalului, libera circulație a forței de muncă, promovarea familiei, egalitatea șanselor, egalitatea genurilor. Noi nu suntem indiferenți de un segment foarte important din Republica Moldova, tineretul. Mă adresez și către dumneavoastră. Noi nu putem să fim indiferenți atunci când tineretul absolvă o facultate și pleacă din Republică. Lume bună! Noi, de la Partidul Liberal, ca axă morală, suntem, din raport cu alți concurenți, formațiunea
care aici nu avem complexe. Ieșiți, votați Partidul Liberal, votați doi copilași înconjurați de stele. Da, eu vă mulțumesc, stimați invitați, că ați participat la această dezbatere. Doamnelor, domnilor, vă reamintim că invitații ediției curente au fost candidatul la funcția de consilier regional din partea PCRM, Haralampie Kirilov, și candidatul la funcția de consilier regional din partea PL, Anatol Ahiri. Să aveți o seară cât mai bună, pe curând!